ci că Badea Gheorghe și Pupaciu Ioan, bun prieteni amândoi. Și cum stăteau ei acolo la deal, îi zice unul celălalt. Dar păi, bă, Ioane, s-a deschis cafenea nouă, vrei să mergem? Dar păi, nu, șomere, că ne plictisim aici, în vârf de deal. Și coboară ei la cafenea ce nouă care s-a deschis și-și comanda amândoi două cafele aburinde. Ieșeau așa aburii. La care unul nici unul nici alta, Baciu Gheorghe, jup, o bea, o dă peste cap, îi curgeau lacrimile pe aici. Dar tu, mă, tu, de ce plângi? Ce-i cu tine? Ți-o dau lacrimile. Deci, dar păi mă gândesc la sărmana mama. Ce-i cu mama ta? Zice, cum se apropie sezonul de cules, nu are cine să o ajute la cules. Dar păi mă, nu-i bai că vin eu cu feciorul și dar păi rezolvăm, nu-i nicio problemă, știi? Venim și o ajutăm pe mama ta, numai decât să încarce. La care și celălalt de data asta, Baciu Gheorghe, jup, ia cafeaua, o dă peste cap, îi și îi dau lacrimile, ia care Ioana îl întreabă de data asta, dar tu mă, tu, ce-i cu tine, ce ai, de ce plângi? Zice, mă, cum să zic eu ție, mă gândesc la sărmanul tata. Păi, ce-o pățit tătănietul? Cu un șopul tu băga el. Mă, dacă nu mi-ai zis că frige cafeaua.